Și încurcate sunt căile jeafului și vreau să încep prin a-l întreba pe Bogdan. Când ai văzut ultima oară în fața ochișorilor tăi albaștri? 7 miliarde de lei. Nu am văzut niciodată. Îți mulțumesc, nici eu. Bine, încurcate sunt căile unui jaf pe care o să vi-l arătăm. S-a întâmplat noaptea trecută în Jilava. O familie din Sintești a scos din bancă 7 miliarde de lei. Până aici nimic nelegal. O parte din bani însă au rămas în mașina parcată în fața porții, iar rivalii au aflat și, ce să vezi, au furat 65.000 de lei, adică undeva cam 10%, au fost comisiuni de parcare. Păgubiții i-au surprins pe autorii furtului și au plecat în urmărirea acestora cu mașina. La ce s-a ajuns? Bineînțeles, la un accident, că de ce să ai o singură problemă când poți să ai mai multe? Cele două mașini implicate în urmărire s-au ciocnit, iar în urma impactului au fost avariate încă două mașini. Totodată, trei oameni au fost răniți și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu banii, aflați că autorii furtului au abandonat mașina accidentată și au fugit cu prada. Și cu mașina stricată și cu banii luați, ca să fim eleganți în exprimare. Multe dintre poveștile pe care, feliile de realitate pe care vi le arătăm în fiecare zi, vă spun cinstit, unele dintre ele ar putea pur și simplu să devină un scenariu de mic film și nu de ficțiune, de reality. Îți dai seama cum pleacă oamenii de la bancă cu bănuțul în alea de rafie? Nu știu în ce, dar ideea este că mai mult ca sigur aceste persoane se cunoșteau. Cei care au scos banii, am înțeles că sunt persoane înstărite din Sintești. Au fost urmăriți, ori erau cunoscuți să lucreze la pont. Cum au fost atenți, cum au fost luați banii și au fugit. Ei s-au prins de intenția celor doi bănuiesc că au fost acolo și au plecat în urmărire. Chiar dacă au făcut acest accident, hoții tot au fugit. Asta este partea proastă. Tot au fugit cu banii. Cu banii. Știți că uneori imaginile din România nu doar că par din la Sfierbinți, în cazul ăsta par din la Sintești. Întrebarea este ce treabă avem noi și cu una și cu alta. În încercarea noastră absolut lipsită de vreun aer de superioritate, ci pur și simplu într-o minimă decență a unor cetățeni care vor să se considere în viața asta ușor evoluați. Problema se putea tranșa mult mai simplu. Există acel telefon de care am vorbit puțin mai devreme, 112. Păi n-a sunat nimeni. Atât trebuie să sun la 112, dar trebuie să explici de unde ai banii. Am mai auzit de un caz al unui om de afaceri la un moment dat, care își ținea niște bani mai puțin legali, tot așa undeva într-o mașină. Și la un moment dat cineva s-a prins dintre apropiați și, ce să vezi, a dispărut mașinuța cu totul. Nu. Doar banii. Și mă rog, s-au întâmplat niște lucruri ulterior, dar eu mă gândesc așa. De ce nu s-a sunat la 112 dacă banii erau din bancă? Nu e ca și cum... Nu? Da, anunțai numărul banca de telefon. Adevărat, nu te întreabă în cât timp ai strâns 7 miliarde. Vă spun eu care strâng de când mă știu. Cred că de când am ieșit la maternitate am zis, mămică, punem un ban deoparte. Și n-am ajuns niciodată, nici nu cred că o să ajung la suma asta. Da, sau mă rog, dacă ajung, vă dau și vouă. Ideea e așa, 7 miliarde trebuie justificate dintr-o activitate. Că poate oamenii respectiv, nu știu, la Sintești nu cred că se mai vinde cupru. Cred că nu din cupru mai faci sau faci. Ba, bineînțeles, cum să nu? Dar în spate este o afacere foarte profitabilă. Profitabilă în spate. Bineînțeles. Căci doar nu o să... Oalile alea nu fac 7 miliarde de lei, ori cât de simpatici ar fi și foarte bune sarmalele sau ce se face în ele. Țuica, cazanul de aramă. Vezi că nu știu. Da, dar probabil că e o explicație apropo de ce n-au declarat și de ce au lăsat 65.000 în mașină. Dar probabil că ei nici nu știu care este exact suma. Sunt sumele verificate în mass media, pentru că noi aseară am aflat că dacă tu scoți 7 miliarde din bancă, nu-i bași pe toți în casă? Îi pui superne, sub saltele, pânzonate. Oamenii probabil că sunt obișnuiți cu sume de genul ăsta. Dacă stăm să ne gândim, sunt 130.000 de euro, echivalentul unui apartament de Doamne ajută sau unei căsuțe bune. În zona limitrofă Bucureștiului. Deci este totuși o valoare, e o agoniseală de o viață. Dar poate oamenii, pentru ei suma aia n-a fost atât de mare. Nu e importantă. Ai nevoie de un împrumut? Ce ai? 5.000 îți dau? Băi, ți-aduc două ture.